Să trebuie să căutăm. Ne-am deghizat cu toții și acum trebuie să o găsim. Mircea, nu te-am cunoscut. Eu nu sunt Mircea, sunt soldat. Du-te de aici. Bine, te așteptăm pe Melisa. Am înțeles, prințul nostru. Mergem să o căutăm pe Melisa. Acum, hai, nu! Uite dimineața! Bună dimineața! Acum ne-am trezit, pentru că la 7.30 deja trebuie să fim la masă. Chiar acum să mă îmbrac și direct să am mâncare. Mișa, trezește-te! Ăla mami și tati! Este deja dimineața! Mati, hai să ne îmbrăcăm și să ne ducem la hotelul Melisei. Plecăm să luăm micul dejun. Oare ce vom mânca? Și aici s-au împotopit văduții. Și avem deja și cadouri. Bine că băieții ne-au trezit. Să luăm repede micul dejun, să ajungem la Melisa. Azi avem un plan foarte tare. Tocmai de aceea am zis să mâncăm aici la hotel, ca să avem cât mai mult timp să urmărim pe Melisa, să vedem ce face astăzi. Vreau o farfurie și îmi pune mirea mâncarea. Da, tati, dar oare a reușit ea ceva să mănânce? E singură, unde se află? Idei nu am, nici nu pot mânca. Hai, luăm celare pentru Melisa. Ei, idei, Matei, mai duc să încarc o farfurie. Mi-am luat multe fructe. Am pierdut-o pe Melisa, nu știm unde se află, dar tati zice că a aflat ceva. De fapt, am găsit o parcare de autobuze, de autocare, și acolo am zărit autocarele grupului lor. Deci, mergem acolo, cu siguranță vor veni cumva. Hai! Am mâncat, mâncarea a fost foarte bună, acum am strâns patul și strângem mai departe prin cameră. Acum și vă arătăm autocarele lor. Iată cum zicea și tati, toate autocarele sunt din Banat. Mă duc să văd, poate găsesc scaunul Melisei. Ce-i drept, că poate să fie și la nivelul 2, nu știu. Se pare că acesta era, după culoare l-am recunoscut. Pot să intru? E încuiat! Și nimeni nu este în interior, nici măcar șoferul. Hai, mami! Ar trebui să fie pe aici, prin apropiere. După cum spuneam, am auzit de la ghid că Melisa este cazată în hotelul Colchi din Viena. Uite că se află chiar aici. Atunci o așteptăm, poate iese. Dacă nu a ieșit, e mai înainte. Tati, tati, să ne ascundem! O văd pe Melisa! Mami, tocmai de ce a luat altă ceacă? Se uită în pace? Da. Oh, mami, ascunde-te! Mă ascund după tine. Singure. Într-adevăr, erau cu mult mai mulți. De ce sunt așa de puțini de data aceasta? Vai, ce bine arată aici! Uite, o văd și pe dirigintă! Dar, mai, dar ei merg cu viteză exorbitantă! Noi suntem cu Matei și ne vine mai greu. Las că ajungem acuși. Unde oare se grăbesc ele? Melisa stă afară. Va ceva să cumpere sau așteaptă cineva? Stai așa! Stai că am văzut acolo niște căciuni. Poate ne ducem și cumpărăm vreuna să ne deghizăm. A intrat în magazin! Hai! Am ajuns
un alt magazin. Arată foarte fain. Este un magazin plin de suveniruri. Uite câte sunt aici. Pe care să o aleg? Ceva așa ca să nu fie observat. Asta? Ori e ok așa, căciulă? Mami, e ceva mai stilat, mami! Cu cerbi! Dar priviște, sunt și mănuși cu cerbi! Într-adevăr, mănușile sunt necesare ca să ascundem toate urmele! Ce-i drept că eu le-am pe ale mele! Dar și astea îmi plac! Am făcut niște cumpărături, am luat și sushi și abia aștept să plecăm la hotel și să mâncăm împreună! A ieșit din magazin! Unde e? Afară la magnete! Hai să ne ascundem după umbrele! Amici, mergem, ieșim! Să luăm una? Nu, ieșim! Am găsit un magnet foarte fain, așa arată! Noi stăm aici și-l așteptăm pe Mircea! A intrat în magazinul de suveniruri să o spioneze pe Melissa! Am intrat în magazin și-o văd pe Melissa că vrea să cumpere ceva, să mă ascund! Acolo este! Să mă fac, cumpăr și eu ceva. Să mă întorc cu spatele. Să-mi iau niște ochelari ca să nu-mi observe. Am văzut-o pe Melissa, vrea să cumpere ceva. Atunci ne ducem. Fini. Ceva pune în buzunarul de la geantă, de la ghiozdan. Bine că sunt bătrânii aici și nu mă vede. Uite ce mod bun de a spiona. Te deghizezi, te machiezi și... Și te duci după Melissa. Da. Luăm cu noi? Thank you. You're welcome. Și acum intrăm în palat. Melissa a intrat aici la palatul Jumbul. Și ce vrea să facă ea aici? Doar fii atent că tichete nu și-a luat. Nu am văzut-o să stea în rând acolo. Probabil vor să se frișeze fără să achite. Vreau acum să mă apropii cât mai aproape de ea. Poate chiar și să o ating. Și nici să mă observe. Numai că trebuie să mă gândesc cum să o fac. Stai. Am pregătit eu ceva aici dimineața în hotel. Așa, asta nu, asta nu. Oh! Dacă te vei apropia atât de mult de ea, vei strica tot planul nostru! Ce cauți acolo? Ce caut? Uite! Îmi pun o perucă, îmi mai iau încă niște ochelari și nu mă observă ea de fel! Sunt sigură! Cât este ea de ocupată? Cu colegele ei mai fac câte o poză, se mai rotice... Mai mare decât celălalt. Îl bag toate așa în interior și nu se observă de fel! Ia să vezi, în câteva clipe nici nu mă recunoști. Așa... Dar la față te recunoaște? Stai puțin! Și părul tău este aici! Îl scot, îl bag, îl ascund! Uite așa, Ce zici? Ah. E mai bine? Wow, mami! Atunci vreau să mă deghizez și eu, doar că nu cu perucă! Deși ideea îmi place! Voi cum credeți? Mă va recunoaște Melissa? Îmi iau inima în dinți și mă duc spre ea! Și cât de mare este palatul! Ce fain arată! Să o căutăm pe aici? Nu o văd! Mami, pe acolo era! Mami, i-am observat iarăși. Uite, stau acolo și fac poze. Acum e momentul, zic! Acum plecăm la târg! Abia aștept să văd ce-mi pot cumpăra! Acum e momentul! A plecat! Melissa se filmează, mă duc cu grupul, să nu observe nimeni. Nu cred că să reușească. Mie va deconspira cu siguranță și va da tot planul peste cap. Vreau să ascult ce privește. Mai aproape. Undeva să intre? Tu cum propui? Am eu o idee și mai faină. Îi facem o farsă Melissei de zile mari. Dacă puțin și să fie aproape de Melissa. Am încercat să tot pe unde ea să nu mă observe. Și nu știu la mine. Să-ți
I-am portat acolo să nu vrei să urci, pentru că este foarte înalt și e foarte departe. Dirigenta m-a observat. Ce fac eu acolo? Se uită la mine sau nu? Stai că m-a auzit. Vor să intre în conac? Repede să anunț băieții. Iar eu, Micea, mă voi deghiza într-un soldat și vă voi scuze. Îmi pun gluga pe cap, zici că sunt un soldat din Garda Regală din Marea Britanie. Așa. Aici este un turc. Probabil va și mânca aici ceva. Ceva bunișor și dulce și călduț. Mai aproape. Și acolo ai o gaură, adică două, prin care poți să privești. Da. Sunt ca la băieți să-i anunț. Mami, ai ceva pentru noi interesant să ne spui? Sigur că am. Toti, am auzit că ea mai rămâne încă o noapte aici. Și că vor intra în palatul ăsta imens. Trebuie să căutăm tichete. Dacă intră aici, nu mai găsim astăzi. Ce e în palatul ăsta? Regele, regina sau ce? Am înțeles că se planifică ceva. Dar ce anume, nu știu. Hai la târg acolo să vedem ce fac. Intrăm chiar acum în palat? Melissa cunoaște foarte bine rucsacele noastre. De ce ne-am gândit să le lăsăm aici, într-o boxă. Și să ne divizăm un pic. Da. Și să mergem să vedem din ce cauză a intrat în palatul regal. Mami, dar boxa aceasta e cu magie austriacă. E nevoie să pui euro acolo. De altă ce, nu se închide? Nu se încui? Hai să testăm, bă. Să băgăm niște bănuți. 50 de bani românești. Ne-am tot gândit să băgăm într-o singură boxă, dar șansele sunt foarte mici. Nu încape. Hai, cine știa asta? Hai, și-a lui Matei. Să încercăm să încuiem fără bănuți. Nimic! Iar aici este bănuțul meu. Hai! Am un euro și de ciudă o să-l las aici. Și când ne întoarcem, banii lăm înapoi. Noi cu Mircea ne-am gândit și cu Matei să ne deghizăm. Îmbrăcăm repede pe rochie, Mircea, tu îl cauți acolo, eu îl caut pe aici. Așa. Câte rochie? Rochie. Păi, mami, dar să ne cunoască. Așa nu. E prea mare. E ok? Da. Acuș măsurăm. Imediat venim. Să-i căutăm ceva lui Matei. Mai mic. Matei, hai să probăm. Unde ești? Matei? Mi-a crescut părul. Nu te-am recunoscut, Mircea. Și unde ți-i spada? Nu am. De-abia de-am găsit mărimea lui. Hai, luăm peruca, pălăria și-am plecat. Să trebuie să căutăm. Ne-am deghizat cu toții și acum trebuie să o găsim. Mircea, nu te-am cunoscut. Eu nu sunt Mircea, sunt soldat. Du-te de aici. Eu nu am înțeles. Cine a venit la noi la palat? Bine, te așteptăm pe Melissa. Am înțeles, prințul nostru. Mergem să o căutăm pe Melissa. Acum, hai, nu! Vai, ce frumos văd aici. O ușă înaltă, ușă înaltă, ușă, mă zici că ești într-un palat regal. De fapt, suntem într-un palat regal. Uite ce e aici! Peruci! Haine!
Bine, hai, voi plecați. Iar eu mai am ceva de lucru. Da, Ana, e nevoie și de apă, da, mami? După ce vii să faci mâncare. Mami, am nevoie de apă. Hai, ce e aici? Am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Ticăluțu! Repede! Am fost în muzeu, mi-a plăcut foarte mult. Îți propun să mergi și tu aici. Am fost. Dimineața am găsit-o. Cu siguranță ea nu ne-a depistat pe noi. Dar vedeți foarte curând ce s-a întâmplat în Palatul Schönbrunn din Viena. Să nu o scăpăm pe Melissa. Mami, dar mai încet, că zici că tu te scapi. Și acum hai să vedem dacă reușim să ne luăm băluții înapoi. Am observat-o pe Melissa cum se plimba din cameră în cameră și ceva ascundea. Nu am înțeles ce anume. Am venit la un mini restaurant și îmi voi lua supă. Izvar pentru copii. Ați mai văzut așa ceva? Doamna vânzătoare ne-a rectificat. Nu panci, dar pungi. Kinder pungi. Da. Și iarăși mai dăm înapoi cânele și ne dă bani înapoi, da? Da, da. Mamă, ce trei manuți. Vorbește. Românește. Da. Se învață copii. La mulți ani, România. Nu știu ce a spus, dar cred că zicea că se dă bani. Habar n-am. Am luat supă și abia aștept să gust. Iar vorba cântecului am un leu și de ce o slăbim, aici în Austria nu prea funcționează. O cană de pungi costă în jur la 6,50 euro. 50. 8. 8? Mami, îmi dăm înapoi. Nu, tate, dacă dai cana înapoi, îți dă 5. Vedem acasă. Îți restituie. Mi-am luat și o gogoașă, este foarte delicioasă. Mami, ai promis că vei scoate paralele înapoi în meseria familială. Hai, te rog frumos. Adă banii. Hai să încercăm. Hai. Bei ceaiul și după aia dai cana. Nenea a spus să bem repede ceaiul, da. Să ia pe toate odată. Dar a zis cu privirea. Într-adevăr, înțelegi din priviri? Așteptăm banii. Thank you. Așa, ce ne-a dat? 5 ai tăi, 10 și 1. Opa! O șmechereală? Nu trebuie să fie 20. Aici e 4. Aaa. 4, ca să mănânc. Dar și cana e mai mare. Ce drept că am văzut, mami, că doamna ceva te-a întrebat. Și nu prea ce cam ce zice. Tati, am ieșit din muzeu, din palat, și am înțeles că tot grupul va pleca la mall după asta. Iar acum urcăm în autocarul Melissei. Ați văzut-o? Am găsit-o pe Melissa. Am urcat și eu în autocar cu băieții. Melissa, am văzut-o, este în față și nu ne-a observat. Acum și facem o farsă. De urcat am urcat în autocar, tate. Dar cum ajungem înapoi la parcare să luăm mașina? Dacă totul decurge bine, la fel ca autocarul. Și ca să nu ne observe pe noi în magazin, o să intrăm cu aceleși haine. Undeva l-am văzut așa, îmbrăcăminte. O lăsăm în autocar. Bine, atunci hai să lăsăm Geci. Dă-o și pe a ta. Am coborât din autocar. Melissa a coborât prima. Noi am lăsat-o să se ducă. Și țopa, țopa din urma ei. Să vedem ce oare poate să-și cumpere ea de pe cei 50 de euro pe care Mircea i-a pus în geantă. Intrăm în cel mai mare mall din Europa. După Melissa, hai! Am venit într-un mall și acum să vedem ce să ne cumpărăm. Am ajuns la foarte multe huse de telefoane. Oare ne găsim ceva? Toți ne-am dispersat și acum suntem singuri fiecare câte unul. Vreau să-mi fac cumpărături. Melissa a intrat într-un magazin cu dulciuri. Oare și va lua vreo bomboană? Am intrat într-un magazin de dulciuri și nu prea am găsit ce-mi place mie. Cât pe ce să ne observi? Oare ne-a filmat? Am văzut că filma acolo, ceva spunea. Și noi eram în spatele ei. Mami, dar eu altceva am observat. Un câine mult. Prima dată văd și eu
Simi, cineva să vină cu animalul să de acasă la magazin. Aici am găsit foarte, foarte multe plante. Ce fain arată! S-a oprit acolo la o tarabă cu sucuri. Ne ascundem printre plante pe aici, după flori. Apropo, uite, floare Crăciunului. Mi-am luat un suc de portocale, dar văd și un burger negru. Ați mai văzut așa ceva? Nu să-mi face poftă de suc. După ce pleacă, o să iau și eu. Am intrat în alt magazin. Ia să vedem, poate îmi găsesc ceva papuci. Șlap de iarnă! Oh, prima dată văd așa ceva. Au, puf, curcubeu. Ce mici! Pentru bebeluș. Este mai mic decât mâna mea. Mergem și noi. Unde ai intrat? Ce-i asta? Liniștește-te, tati! Asta-i parfumerie! Cum parfumerie, mami? Iată așa! Aaa, acolo scrie! Of, de cât timp deja o urmărim pe Melissa? Cred că deja m-a apucat de vreo 5 ori inima! Dacă te obosești, te așezi aici și-ți încarci telefonul! Și ce mai ai tu? Aici avem un brad de 3 etaje! Termina mi-a zis că 2! L-am găsit pe Grinch! Mami, e prea aproape de ea din ieță. Poți să vă observe. Cât este de entuziasmată de acest mall, nu mai observă nimic ce se întâmplă în jurul ei. Mami, unde e ea? A dispărut! Matei, luăm puștile și ne întoarcem imediat în viață. El se păzează. Am venit la baie și aici am găsit un aparat care curăță pantofii. Uite ce am găsit aici, cel cu frumerice. Wow, ce mare este! Am găsit foarte, foarte, foarte multe ciocolată cu alune, preferata mea! Ha, m-am gândit să mă deghizez în alte haine. Melissa pe asta sigur nu știe. O cumpăr, mă îmbrac cu ea și nu mă mai recunoaște cu siguranță. Uite ce-am găsit, un trenuleț! Și trebuie să-i aducem scrisorii de mușu! Pa, pa, băieți! Uite, Melissa a trecut sau mie mi s-a părut? Uite, e pâră! Am venit la un restaurant și mi-am pus mâncare în farfurie, iar acum mâncăm împreună cu toți! Au ajuns la stația Terminus! Mi-am luat sushi, paste, pachetele de primăvară și ceva o pâine din orez. Încerc să mănânc cu bițișoare. Foarte bun! Melissa mănâncă și îmi face poftă! Acum am ajuns la magazin și vreau să cumpăr niște cadouri pentru mami și tate, dar și Matei și Mircea. Toți pleacă cu autocarul, trebuie să mergem pe Melissa. Mircea, intrăm foarte, foarte atent. Mircea deja e deghizat. Eu, împreună cu colegele mele, ne-am decis să facem noapte albă, adică să nu dormim toată noaptea. Bine, ne vom culca doar că puțin mai târziu. Acum mergem sus, la culcare. Și începem noaptea albă. Cine s-a distrat aici, în Viena? Eu! Toată lumea s-a distrat foarte bine. Aici mai avem cu noi încă 5 colegi și ia să vedem. Deschidem și sushi și chipsuri și ce mai avem acolo și ciocolată. Și pe asta care îi trebuie foarte mult ceva de la Campus Turist.
acum povestim povești de groază. De aceea trebuie să închidem luminile.